Este o carte în care încerc să transmit un mesaj cu privire la conversația națională pe care nu am avut îndrăzneala să o provocăm și cu atât mai puțin să o continuăm. După 20 de ani de capitalism absolut întâmplător, suntem astăzi într-o țară în care am preluat valori ultraliberale din punct de vedere al libertății pieței, am preluat elemente sociale inspirate probabil din Germania și din zona Europei Centrale, dar astăzi, după o criză cumplită, economică, financiară, politică și morală, trebuie să ne întrebăm care va fi contractul între stat și cetățean. Ce fel de Românie, de fapt, vrem să construim? Nu există un singur model de capitalism în lumea occidentală. Sunt cel puțin 4 modele diferite de capitalism. Și, într-un fel, provocarea pe care o avem și pe care încerc să o lansez de o manieră modestă, dar și responsabilă în această carte, trebuie să definim care este tipul de societate în care vrem să trăim. Dacă ne putem permite în anii următori să lăsăm un copil de undeva dintr-o comună din Mureș, din Covazna, din Iași sau din Dolj, să ajungă în proporție de 5% la facultate în România europeană pe care o clamăm. Dacă este corect ca un tânăr sau o tânără familie care începe un drum în viață să nu aibă din două salarii, nu mai vorbesc de cei care sunt părinți singuri și cresc copii, imposibilitatea de a-și lua o locuință și de a putea să-și cumpere bunurile și serviciile de minimă calitate. Și galbenul și albastru liberalilor români se adună, de fapt, azi aici și văd în această mulțime unitatea tricolorului României noastre. Despre unitate este vorba și despre valori, principii și credință comună. Este un moment în care forțele politice responsabile și oamenii de bun simț din România au înțeles că 5 ani de dezbinare înseamnă un risc mult prea mare pentru țara noastră. Domnul Băsescu încearcă să scape de răspunsul la întrebarea pe care a adresat-o ca o promisiune solemnă în 2004. Și răspunsul este că după 5 ani de Băsescu, românii nu trăiesc bine.